Doamnelor și domnilor, multe subiecte cu securitatea în ultima vreme. Nu știu de ce, domnule, e așa de prezentă securitatea în viețile noastre. E că jurnaliștii se uită prea des în oglindă și prea puțin pe fereastră. Adică trebuie să ne uităm mai mult pe fereastră, nu mai uităm în oglindă, ne atacăm între noi, să ne ocupăm de subiecte. Care ci că să faci. Eu recunosc că sunt dezarmat în fața tuturor chestiilor astea. Nu știu, nu pot să-mi... Uneori ai sentimentul că eu chiar am și scris recent că e așa un zgomot în care totul pare un haos și câștigă numai cine ce trebuie să câștige. Este... Nu știu ce să răspund. Pur și simplu, de multe ori nu am cuvinte la treburile astea, dar... Deci că să faci. Deci că să fac... Nu știu ce să răspund. Pur și simplu, de multe ori nu am cuvinte la treburile astea. Oamenii ăștia se mișcă atât de repede încât tu nu poți ține pasul tot timpul cu ei. Mi-e foarte greu să comentez pentru că pur și simplu de multe ori nu rămân... Adică oamenii ăștia se mișcă atât de repede încât tu nu poți ține pasul tot timpul cu ei. Da.